Doliu Uriaș în România Am pierdut o legendă, îi urăm cale lină către stele Doliu la nivel național. România a pierdut un mare intelectual, cunoscut la nivel european. Nefericitul incident s-a petrecut miercuri, 26 aprilie 2023. Iată despre cine este vorba. Mircea Babeș, eminent arheolog, s-a stins din viață miercuri, 26 aprilie 2023, la onorabila vârstă de 81 de ani. Nefericitul anunț a fost făcut miercuri de către Departamentul de Istorie Antică, Arheologie, Istoria Artei și de Laboratorul de Arheologie Dinu Teodorescu. Am aflat cu tristețe vestea dispariției profesorului Mircea Babeș, eminent arheolog și profesor, unul dintre cei mai distinși specialiști în studierea epocii latene în spațiul carpatic și dunărean. Între anii 1997-2007 a fost titular al Facultății de Istorie din Universitatea din București, calitate în a jucat un rol foarte important în formarea tinerelor generații de arheologi români. Dumnezeu să îl odihnească. Este mesajul postat miercuri pe pagina oficială de Facebook a Departamentului de Istorie Antică, Arheologie, Istoria Artei. A plecat dintre noi profesorul Mircea Babeș, 13 decembrie 1941-26 aprilie 2023, mult timp titularul cursurilor de Arheologie Generală și Arheologie Funerară la Facultatea de Istorie. Îi mulțumim pentru tot și îi urăm cale lină către stele, este mesajul postat, miercuri, pe pagina oficială de Facebook a Laboratorului de Arheologie Dinu Teodorescu.